O resping eu și el a zis, nu o resping. Care credință? O mai las un pic că vine vremea răsplătirii. Poate ești în cumpăna vieții tale, ești la intersecția vieții tale. Hristos se uită spre tine, spre durerea sufletului tău și știi ce spune? Sunt lângă tine. Îi-s momentele în care Hristos tace în dreptul tău, pentru că pregătește cuvânt de binecuvântare pentru viața ta. Pregătește Dumnezeu momente de binecuvântare pentru sufletul tău. Chiar dacă spui că nu mai poți cu bărbatul tău care și-a băut tot salarul lună de lună, de ani de zile, Hristos îți spune mai rabdă că vine vremea binecuvântării. Chiar dacă spui că copilul ți-a plecat de ani de zile și nu se mai întoarce, Hristos îți spune vine vremea când voi răspunde. Vine vremea când îl voi întoarce înapoi și te vei bucura. Nu te depărta de mine, că vine vremea binecuvântării. Vreau să închei, să ne rugăm Domnului. În luna august, anul trecut, am fost și eu bolnav, împreună cu soția, amândoi deodată, de boala asta de care purtăm măștile. Soția a fost mai bine, dar eu am fost destul de rău, chiar foarte rău la un moment dat. Soția mă întreba în fiecare zi, îmi spunea, hai să sun la salvare. Și am zis, nu suna. Zicea, da, dar nu vreau să mori acasă. Am zis, ba, dacă e să mor, nu vreau să mor închis acolo prin camerele lor, măcar să stau acasă, să mor. În momentele acelea, de stat în pat, 3 săptămâni, nu m-am putut ridica, n-am putut să fac nimic. N-am putut citi în Biblie, n-am putut să cânt, n-am putut să fac mari lucruri, dar am putut să mă rog. Acolo în pat, cum stăteam, mă rugam Domnului și am zis, Doamne, mă rugam pentru un singur lucru, cel mai tare, mă rugam și spuneam, Doamne, fă cumva să-mi revină gustul și mirosul. Nu m-am rugat pentru febră, cum m-am rugat pentru gust și miros. Nu m-am rugat Domnului să-mi scadă durerile, cum mă rugam pentru gust și miros. În fiecare zi îmi doream cel mai tare, Doamne, să-mi vină din nou gustul și mirosul. La un moment dat am zis, Doamne, știu că Tu în momentele astea, Tu ai ceva să-mi spui, Tu vrei, trebuie să-mi spui ceva. Pentru că orice moment din viața noastră, Dumnezeu are ceva de spus în dreptul nostru. Dacă ești fericit, întreabă-L pe Dumnezeu, ce vrei să-mi spui în fericire? Ce vrei să-mi spui când mi-e cardul plin cu bani? Că Dumnezeu are ceva de spus. Când ești trist, Dumnezeu are ceva de spus. Când ești bolnav, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Și într-o dimineață, Dumnezeu vorbește inimii mele și îmi spune așa, zice, vezi, te-ai rugat în fiecare zi cel mai tare pentru gust și pentru miros. Și-a zis Duhul Domnului așa, câți copii de-ai mei îs pe drumul spre împărăția mea și și-or pierdut gustul și mirosul pentru împărăția mea. Stau în casa mea de adunare, de rugăciune și ei nu mai simt nimic pentru mine. Și am zis, Doamne, de asta stările astea peste noi. Știi de ce? Că ești pe drumul spre cer, dar ți-ai pierdut gustul împărăției lui Dumnezeu. Ești în casa lui Dumnezeu și tu nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Tu trebuie să cânți, că te văd ăștia, că te-au pus să cânți și trebuie să cânți, dar tu nu mai simți nimic. Te rogi, dar nu mai simți nimic. Toți se roagă lângă tine, tu ești țeapăn, ești împietrit, pentru că ți-ai pierdut gustul și mirosul. 2 Împărați, capitolul 7, spune că la poarta Samariei Elisei se ridică și prorocește și spune, mâine va trimite Dumnezeu binecuvântare de pâine și de făină. Și unul acolo nu simțea nimic, o zis, nu există că ăștia, toți suntem în carantină, nu există că nu s-o pregăti piață de vânzare, nu a intrat niciun tir în țară. Și ce-o zis Elisei, tu o să vezi, dar nu o să guști. Pentru că COVID-ul și COVID-ul spiritual te lasă să vezi. Eu vedeam în fiecare zi mâncarea. Puneam mâna pe mâncare, dar nu simțeam nimic. Și-o zis Elisei, tu o să vezi, o să auzi, dar nu o să ai parte de ele. Nu cumva ești în casa lui Dumnezeu și tu nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Tu ai numai o formă de credincios, dar tu ești gol. O zis Pavel, cel mai rău e să nu recunoști că ești gol. O zis să fii o alamă sunătoare și un chimbal zângănitor. Dacă recunoști că ești gol, Domnul te poate umple. Știi de ce nu te poți ruga? Știți de ce nu putem cânta? De ce n-ai putut să spui în seara asta un amin și un aleluia? Știi de ce? Pentru că tu nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Tu ai venit ca așa de la 6 la 8, oricum n-ai ce să faci acasă. Dar n-ai vrea în seara asta să spui, Doamne,
Redă-ne din nou gustul împărăției tale. Amin. Să simțim prezența ta în locul acesta, amin, Doamne. Ni dor de tine. După aia să putem cânta o viață, ni dor de tine, Iisuse. Amin. Dar tu nu vezi că ești împietrit. Tu ai stat sus acolo, poate numai pe telefon. Tu ai stat și nu te-a interesat nici cântarea, nici predica. Pentru că ești departe de Dumnezeu. N-ai vrea seara asta să te apropii de Cel ce dă binecuvântarea, să te apropii de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să recunoști, să-ți spui, țeapă, Doamne, nu mai simt nimic, am cântat de jugul Tău și n-am simțit nimic. În seara asta să coboare Duhul Sfânt la Filadelfia.